Un infirmier din cadrul secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, un consilier din cadrul DGASPC-ul, precum și beneficiara serviciilor acestora, sunt cercetați pentru fapte de corupție. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt cercetează 3 persoane implicate în infracțiuni de corupție după ce, pentru întocmirea unui dosar de pensionare pe motive de invaliditate, o femeie a plătit 3.300 de lei pentru a parcurge mai ușor hățișul birocratic. În caz sunt implicați un infirmier din cadrul Spitalului Județean de Urgență, concubina acestuia, dar și un consilier din cadrul DGASPC Olt. Din probele administrate în cauză a rezultat existența unor activități infracționale care se circumscriu tipicității elementelor constitutive ale infracțiunilor de trafic de influență. Din actele de urmărire penală efectuate în cauză rezultă că există probe ca în anul 2017 inculpații Jianu Marilena și Constantin Ilie, cu ajutorul concubinei acestuia, Vlaicu Florina, au primit sume de bani de la Berlinski Georgeta în schimbul traficării influenței, promițând că îi vor determina pe funcționarii publici competenți, medici, directori de GSPC, Direcția Muncii, să emită acte medicale ori să-și folosească influența în acest sens, necesare fie acordării prelungirii concediului medical, fie necesare întocmirii dosarului de pensionare pe caz de boală, ori chiar a acordării gradului de handicap, invaliditate și a pensiei aferente, a transmis printr-un comunicat de presă parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Mai exact, pentru infirmierul din cadrul SJU Slatina, Constantin Ilie, s-a dispus măsura controlului judiciar, ca de altfel și pentru Jianu Marilena, care ocupă funcția de consilier în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aceștia au pretins și au primit de la inculpata Berlinski Georgeta suma de 3.300 de lei, promițându-i acesteia că îi vor facilita obținerea pensiei de invaliditate ori de handicap. În prezent, aceasta primește o pensie de 640 de lei și este la rândul său acuzată de cumpărare de influență în formă continuată. În urma apariției cazului în presa olteană, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a emis de asemenea un comunicat. În momentul în care vom primi o înștiințare oficială din partea parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, vom aplica prevederile legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, respectiv va fi suspendat raportul de serviciu al funcționarului public în momentul trimiterii în judecată. Se pare că funcționarul DGASPC Olt se află din data de 17 ianuarie în concediu de odihnă. Totodată, reprezentanții instituției au menționat că nu acordă niciun tip de indemnizație în quantum de 640 de lei.